dimineața, back to work. Azi e duminică. Eu de obicei le cam lucrez și duminicele, mai ales când condițiile atmosferice ne permit, ca să zic așa, mai pe larg. De data trecută legase semănătoarea pentru mazăre, am dezlegat-o, am legat înapoi plugul. Acum o să merg să leg iar înapoi semănătoarea, dar înainte să leg semănătoarea trebuie să merg să dau punctul pentru conducta de irigat. O să întoarcem un pic de grâu, că nu avem încotro. Și să dau un cerc, un diametru la pivotul ăsta mic. Trebuie să mă duc prima dată și prima dată să fac chestiile astea. Și după aia o să dezleg, să leg semănătoarea de grâu, să pun mazărea în ea, să o calibrez și să încep să semăn la mazăre. E încă de vreme, e 9 ceasul. Sper până în seară să reușesc să termin. M-am și la tractor de schimbat ceva. Aș vrea să-l și schimb între timp, să nu plec cu el așa. Am de schimbat o electrovalvă pe spate la distribuitor. Sper să fie de la electrovalvă și să nu fi montat eu ceva greșit anul trecut când l-am făcut. Dar din ce mi-aduc eu aminte, știu că a mers o perioadă și după aia s-a blocat. Nu mai țin minte exact. Oricum vreau să verific, să văd și chestia asta, să văd ce se întâmplă cu el. Dar nu-mi deschide o secțiune, merge foarte, foarte încet. Comanda 1 pe ridicare merge extrem de încet. S-a uscat. Început să iasă țărână în spatele nostru. Și gândiți-vă că suntem în 12 februarie. Apropo, dacă îmi zicea cineva să încerc să vă dau și datele când au fost filmate, uite, de data asta... Nu, 11 februarie suntem. 11 februarie, haide. Se pare că eu sunt primul. Astăzi bariera este pusă, dar cred că o să fac eu altceva, cred că o să dau un ocol și nu mai dau jos. Da, fac un ocol și nu mai dau jos, că și cu semănătoarea o să ies tot în partea alaltă. Așa. Am ajuns cu plugul. Suntem în grâu cu plugul. O să mă așez eu cât de cât pe poziție, că eu acum practic doar trebuie să trag o brazdă de nivel. Nu știu de ce împiu ăsta. De las pe neutru. Ah, de la scaun faci. Bun, așa. Să vă arăt o chestie șmecheră, să vedem cum reușesc să-l așez. Să așez camera, așa. Ia să vedem. Hai că se vede. Bun, și acum o să facem aici fermă GDN câmp nou și o să zicem conduct COND. Hai că ajunge atâta conductă, așa. Tip recoltă nu ne mai interesează. Funcția de registrare dreaptă, nouă. Și dăm introducere A. Și asta înseamnă că introducem coordonatele punctului A. Am greșit. Marcăm A ca fiind unde sunt eu. Te dăm punctul AB. Și dăm din nou marcaj A odată și introducere B. Și la B noi îl avem desenat aici pe B. Nu știu dacă îl vedeți voi, cred că se vede. Pivot 3 cu coordonatele. Latitudine 43,808 784 784. Așa. Și longitudine 24,82 4213 13. Sursă Pro 700 și ne-a trasat o linie aici care față de cum sunt eu orientat cu tractorul pare a fi corect. Acum să dea domnul că și ajungem acolo, să și ajungem exact în punctul B. Bun, eu acum trebuie să îl bag în viteze tractorul, îl dăm pe 7, plugul deja mi s-a lăsat singur la vale, relativ îl setăm. Să mergem pe brazda normală, cuplăm autoghidarea. Așa. Și
Plecăm după loc acum. Ia să vedem dacă mi se duce unde vreau eu. A, gata. Și brăzdăm, dar facem așa doar cu... Cât să mânc alice cu... Cât să poate să mânc alice cu ăsta, cu escavator. Bun. Trebuie să-i dăm și un pic mai repede. Și asta ar trebui să fie conducta pentru pivot. Deci dacă îți setezi punctele pe hartă și îți dai coordonatele de unde pleci până unde ajungi, deja le poți introduce la absolut orice GPS. Poți să introduci chestia asta, să-ți introduci tu coordonatele. Eu am o aplicație, Field Area Measure sau măsurătoare suprafețe, nu știu cum Dumnezeu îi zice, și de aplicația aia mă folosesc ca să... Era interesant, dar acum e târziu. Așa. Aveam pe undeva noi aici decât aria lucrată, deci nu ne ajută foarte mult. E tot mai bine că avem aici un vecin și nimerim fix pe lângă el. E cum se poate mai bine. Pivotul o să vină undeva fix în vale acolo, o să fie destul de drăgos poziționat. O să băgăm conductă de 160. Nu o să îngropăm, că n-avem curaj, că noi de fapt toți fermierii de aici din zonă, niciunul nu lucrăm cu contract de schimb, ca să zic așa. Fiecare a lăsat suprafața unde și-a lăsat-o și a rămas cu suprafața unde a apucat și lucrăm pe schimburi verbale. Deci la noi oricând poate să vine cineva mâine să zică: bă, eu vreau să fac panouri fotovoltaice aici pe locul ăla. Și de asta zic, adică prefer să las șanțurile astea așa, chit că sparg tarlalele și mi-e mai greu să lucrez decât să o îngrop și după aia să mă trezesc că vine vreunul să îmi zică nu, că eu vreau să-mi iau loc înapoi și vreau să-mi lucrez unde e și cu asta basta. Așa, dacă se întâmplă chestia asta, pot să strâng tot aici și să mă mut în altă parte fără mari probleme. Aici o să avem două drumuri de trecut. Așa. Bun. Am ajuns la capăt. Sper să se vadă brazda cât de dreaptă și de frumoasă e. Așa. Bun. Acum o să trebuiască să ne mutăm. Uite, chiar am trecut un pic de el. Eu o să mă folosesc tot de ăsta. Și o să facem așa. Funcție de registrare nouă. Nu mai facem drept. Nu în listă. Uite, de aici drept. Și o să trecem ca și fiind cerc. Setare centru și rază. Cerc 1, pornire. Latitudine, longitudine. O să băgăm înapoi datele. Ia să vedem noi. Așa, ideea e că o să fac datele și după aia o să-i dau raza. Și după ce dau raza, merg și mă așez pe poziție unde trebuie să marchez și ăla a fost. Bun, nu știu dacă vă dați seama, dar acum o să mergem în cerc. Începe să capete formă cercul așa ușurel. E cam strâns acolo, nu o să fie chiar așa de strâns. O să mă am aici pe cineva cu o lucernă. Sper să reușesc să vedem dacă se poate muta în altă parte. Dacă nu, asta e, eu cred că nu o să-i facă rău un pic de apă peste lucernă. Să sperăm că ne încadrăm, că trebuie să facem tot colțul ăsta aici, să urcăm fix pe lângă stâlpele de acolo. Să vedem dacă reușim. Așa. O să-i prindă, bă, chiar mai bine de jumătate de loc prinde din lucernă. Eu aș vrea colțurile astea, adică practic ce las acum o să lasă pun porumb și ce îmi rămâne o să rămână pentru mazăre, că tocmai de asta brăzdesc colțurile astea. Eu am făcut undeva la 220 de metri, el o să aibă vreo 226, aproape de până în 230 de metri cu overhang-ul, dar roțile încad undeva la 216 metri, deci roata o să încadă undeva la interior față de unde brăstez eu acum roata pivotului. Merge. Facem cercul frumos.
Da, și cam așa începe cel puțin la mine montarea unui pivot de irigat. Prima dată o să facem șanțul, lăsăm aici pregătit pentru cultură. Aici practic, dacă l-am făcut acum, o să punem direct porumbul. Rămâne drumul de aici. O să trebuiască drumul de acolo, un singur drum trebuie să desfințez dintre soale de aici. O să-l las pe ăsta să-l aranjez să fie drum principal și celălalt din spate. Deci practic puneți două tarlale. Asta e dezavantajul, ca să zic așa, că o să trebuiască unite și o anumită porțiune din timp nu o să fie disponibil drumul practic, sau cel puțin nu o să fie disponibil pentru utilajele mai mari, că o mașină treci pe sub pivot dacă chiar vrei cu adevărat să treci. Da, n-ar fi o problemă, că oricum la noi s-au comasat foarte multe drumuri. Aici într-adevăr e un pic mai aproape de sat, e singura chestie, ca să zic așa. Da, ne încadrăm bine aici, venim bine. Da, și GPS-ul știe să lucreze și în cerc, nu doar linie dreaptă. Surprinzător. Da, să cuplăm și noi fața. Așa. Bun, după ce fac chestia asta, dezleg, legăm semănătoarea, încerc să schimb electrovalva aia și vin să mă apuc de mazăre, că practic tot ce nu e în cerc o să vină cu mazăre, toate porțiunile astea de aici. Și vedem ce iese. Gata, la revedere! Bun. S-a rupt ghiociul de la jumate. S-a rupt ghiociul de la jumate după cum a tronznit. Și s-a și lăsat la vale. Ei, Doamne. Bă, cred că trebuie mai să trebuie mai adânc, da. Nu, că uite, unele rămân pe deasupra. Toate afară. Am uși, uite. Da? Cam deasupra. Mă duc să-i dau mai jos. Mie îmi fusă frică să nu fie prea jos. No. Mă duc și o las mai jos și mai văd o dată. Matare, dacă vrei, poți să faci și bucata asta de aici cu plugul. Mare. Asta de aici. Asta e a noastră acum. Până în aia altă, da. Da. Că aici a fost miriște de greu, cred. Hai că mai merge de nu s-a rupt de tot. Asta e ghin? Da. Să-i mai dea un pic mai tare și poate ajunge cu ulubele. Mi-i dăm la toată, da. Da, păi asta zic, să o facem până acolo, că după aia trebuie să-i măsor 1.85 lui ăsta lui... Da. Deci o văd eu bagă peste tot. Doar că trebuie să o lăsăm mai jos. Deci trebuie plecată bara mai în față, să-mi intre mai mult secțiile. Și rest e regulă. Hai că am o secție înfundată. Ah, ia uite de ce era înfundat. Și eu care am zis că e discul. Da. Chiar mă și miram. Ce se întâmplă cu ea. Aici avem pivotul. O să vă arăt pe ecran cum arată sola asta în care lucrez acum. Ca să vedeți de ce am eu nevoie de section control. Deși, pe semănătoarea asta, am controlul secțiunilor, dar mecanici. Vreau să vedem cum Dumnezeu fac până la anul și pe asta să o fac automată. Da, hai să vă arăt că mi-ați cerut unii din voi să vă arăt secțiile. Așa arată secția. Sunt secții de John Deere, de semănătoare John Deere. Normal, trebuia aici să le prind la bride. Problema e că ele fiind în inci și noi având cadru metric, nu știu dacă se bagă de seamă, dar niciodată nu puteam să-l prind la gaură. Și am zis eu că dacă oricum am făcut la 25 de centimetri, la distanță mai mică n-o s-o facem niciodată. Și așa a rămas așa, la 25 de centimetri distanță între rânduri. Avem roțile astea, care închid rigola foarte, foarte bine, părerea mea, sau cel puțin așa mi s-a părut mie, față de ce avea original lemchenul. Încă mai am de lucrurile, ele mai sunt. Uite, de exemplu, unele dintre ele sunt aproape gata, rulmenții.
Da, ca idee măcar am avut de unde să încep. Am semănat grâu cu ea la 25, orzul și acum mazăre. Știu că mazărea e ideal să se semănă la 25. Le-am mai schimbat și eu discurile. Pasta după partea asta l-am schimbat. Pasta după partea asta altă încă nu le-am schimbat. Finanțele, ca să fiu sincer, că au fost destul de scumpe discurile și la 48 de secții s-a adunat ceva. Și am preferat să, da, sunt de la granit luate. Eu am început să lucrez foarte mult cu granit în ultima perioadă. Da, deci asta e chestia, e secție dublu disc, deschide foarte bine rigola și are roata aia specială de tasare cu care închide rigola. Ce pot să mai fac? Eu pot să mă suspend cu semănătoarea pe ea, ca să-mi intre la adâncime ca lumea. Arcurile sunt foarte, foarte țapene față de alelalte alei de le săltam cu mâna. Astea sunt, se vede clar, zici că sunt arcuri de scooter, ca idee. Ce a trebuit să mai modific? A trebuit să mai modific distribuitorii aici. Dacă vă uitați, astea sunt pâlnii de fapt nu pâlnii, sunt distribuitor sau nu știu cum să-i zic, de Gaspardo, de semănătoare, de prășitoare. Și jos aici, ăsta, cu ăsta și cu ăsta, sunt elemente de tuning, de tobe. Tobe sport, cu diametru de 65 de mm aici și nu mai știu cât am făcut aici, 110 mi se pare. I-am făcut conul ăsta în care distribuie sămânța și în interior am niște pâlnii efectiv, care practic le folosesc pe post de con, care sparg sămânța și o dau pe astea 6 tuburi din 12. Da, deci cam asta e ideea cu distribuția. Bara de semănă v-am arătat, o semănătoare cred că o știți că ați mai văzut-o la mine pe asta, nu e prima dată când semăn cu ea, deja e în al treilea an. Mai avem pe aici, furtunele astea le-am schimbat când am luat-o. Până rest văd că n-are scurgeri de ulei, e ok, să zic eu până acum. Cel mai mare dezavantaj al ei, aici. Am încercat să-i pun răzuitori aici la roată, dar trebuie să-i fac ceva gen discuri, că nu cu răzuitori din ăștia gheară nu fac nimic, îmi scoate prea mult pământ. Și trebuie să încerc să vedem dacă găsesc să-i pun ceva discuri, turbodiscuri din alea ondulate, așa. Dar acum pentru la anul la grâu și să renunț la roțile astea și să-i pun triple. Mă gândeam eu, chiar ăsta e următorul plan, ca să zic așa. Să-i pun triple, 3 roți de 9,5 x 36. Le-am socotit eu că mi-ar veni aici. Ea are distribuitorii, 4 distribuitori pe fiecare parte, are 8 secțiuni semănătoarea. 8 secțiuni cred că la 1 metru jumate cade, da? Ca să facem, să facem 12 metri lățime de lucru. Un singur motor electric care le învârte pe toate. Ăla de acolo, lanțurile tot așa le-am schimbat și eu anunța, lanțurile, rulmenții și așa mai departe, ce am mai avut pe aici de schimbat. Și are șubăre pe fiecare secție în parte, pe fiecare distribuitor. Și practic de acolo închide secțiunile. Ventilatorul și cam atât, asta e toată semănătoare. Da, hai să vă arăt cum arată sola asta. Hârtiile nu le aruncăm pe jos. Așa. Ia să vedeți o formă de solă de te doare cap. Ia uitați cum arată. Da. Asta e. Asta avem, cu asta defilăm. Pentru că practic mă ocolește pivotul. E colțul pivotului, ca să zic așa. Hai că să ieșim din drumul la treabă. Practic îmi ocolește pivotul, fac colțul pivotului, pe colț o să punem mazăre și înăuntru în pivot o să punem porumb. E un pivot mic de 16 hectare, nu e cine știe ce, dar avându-l e păcat să nu mă folosesc de el. Practic nu mă costă nimic să-l montez, am și țeavă, am cablu de curent aproape pe tot, cred că o să mai fie nevoie să-l grepesc un pic, dar în principiu avem tot ce ne trebuie să-l punem. O să trebuiască duze, aspresoare, furtune, chestii de-astea mai mărunte, ca să zic așa. Pentru el. Da, ziceam, vorbeam cu cineva pe Facebook, le-am spus să apară ceva legat de SCV-uri în video ăsta, dar din păcate nu o să apară. Unul la mână că n-am apucat să filmez și doi la mână că n-am apucat să rezolv problema. Și să vă pun ceva pe care n-am reușit să-l rezolv, nu prea văd rostul. Comanda numărul 1 de aici de la Magnum. Nu, de fapt merge pe ridicare, dar saltă foarte, 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 foarte încet. Și am zis eu că e de la electrovalva, am schimbat electrovalva de la SCV din spate, dar am schimbat-o degeaba, că nu, de fapt, nici măcar nu le ce SCV, ce le ce HR, electrohidraulic remote, cred că înseamnă, exact. Sau auxiliary remote, așa le mai zic
le mai zic ei. Și am schimbat-o, credeam și eu că rezolv și nu. Și acum merg la semănătoare, comanda pe dos, când apăs ridică și când ridic lasă. Ce nu face, nu poate să mai mă înregistreze corect suprafața lucrată, că ea practic acum nu se mai oprește când înregistrează. Ăsta ar fi dezavantajul. Și trebuie să văd, i-am schimbat anul trecut secțiunea de acolo, a mers, cred că câteva zile, o săptămână, și după aia a trebuit să întorc firele, că n-a reușit să-i dau de cap. Nu știu ce Dumnezeu s-a întâmplat cu ea, dar nu... merge flotantul, merge coborârea forțată la debit foarte mare, schimbă ridicarea de debitul foarte, foarte, foarte mic. Zici că se pune ceva, îi ia debitul. Și trebuie să văd ce Dumnezeu s-a întâmplat. Încercăm un mic experiment, dar se pare că e cam eșuat. Într-adevăr, terenul între rânduri, în unele locuri, dar nu peste tot. Uite, de exemplu, aici rămâne sămânța deasupra. Nu, semănătoarea asta de păioase în no-till nu merge fără discuri de tăiere în față. Ia săraca încearcă să îngroape. Sunt, uite, de exemplu, zone unde deja, uite aici, mi-a băgat sămânța. E la 2 cm, într-adevăr, nu e foarte adânc. Da, uite ce se întâmplă. Mai avem și băluri pe aici. Și bălurul ăsta niciodată nu aibă cum să intre sămânța. Și uite, rămâne foarte multă pe deasupra, pentru că nu poate să cresteze, să bage suficient în pământ. Da. Deci experimentul meu de no-till nu dă rezultate, pentru că sămânța nu e băgată în pământ. Din păcate. Da, și cu asta am terminat de pregătit, scuze, cu asta am terminat de semănat și mazărea. Hai să ne mai uităm o dată, să facem o verificare aici unde am semănat deja. Dezavantajul la semănătoarea asta, când întorci la capăt, mai curge sămânță din ea, cred că undeva la 7-80 secunde, până să golesc tuburile, că ați văzut de unde sunt șubărele. Până în spate la secții, toți aia 3-4 metri de furtun trebuie goliți într-un fel. Și în momentul în care a ridicat-o, chiar dacă s-a oprit distribuitorul, ea încă mai bagă sămânță. Ia să vedem. Uite. E greu de găsit și mazărea asta. Da. Hai, venim și pe rândul ăsta înalt. Uite aici. E ok, mai puțin pe roată. Pe roată, unele rămân pe afară. Mai și bagă din ele înăuntru, dar prea puține. Prea puține. Sper să reușim să rectificăm problema asta până la anul. Și cu secțiile alte normale aveam problema asta, și cu astea văd cam aceeași problemă. Chiar dacă e forța de apăsare mai mare pe secție, tot nu e suficient. O să... N-avem altă soluție decât să încercăm să... mai fac totuși o probă, mă duc și întorc furtunele de la comanda 1. Să văd eu că eu totuși am impresia că eu nu mă suspend pe ea. Și mai încercăm. Mai încercăm o dată.
poate arată mai decent. Deși e foarte denivelată sola asta, dar aș vrea să văd măcar așa ca idee și dacă totuși fac ceva, o să merg cu ea deschisă și semăn o bucată de vreo 30 de ani. Și o las așa, să vedem ce se întâmplă cu ea. Bun. Hai să vedem dacă am făcut ceva. E mult mai ok. Pe roată încă mai rămâne. Dar dacă încerc într-un loc unde nu e așa de nivelat terenul, s-ar putea să am ceva succes. Că văd că pe aici, pe unde am avut coamea, săpat. Da. Gata, merită. O să facem o probă totuși. Arată mult mai decent, dar ar fi fost bine dacă n-avem așa multe resturi vegetale. Așa. O să o strângem. De fapt, nu o strângem, că merge așa. Mai repede. Și mai fac un test. Bun, și încercăm direct no-till. Să vedem dacă reușim să facem ceva. Am încercat eu să setez semănătoarea să stea cât mai jos, să intre cât mai mult secțiile. Din ce le văd eu de aici, deja îmi intră aproape jumătate din secție. Văd că mai aruncă și pământ peste ea. Ce am văzut ca și secret, trebuie mers foarte încet. Dacă încerci să mergi mai repede, deja se ridică secțiile, reușește să le salte. Ce ar mai trebui la ea? Trebuie ceva ca să menține presiunea constantă pe bară, că văd că bara mai încă îmi scapă presiune. Și trebuie în permanență să-i dau să apăs pe ea. Încercăm și vedem dacă avem rezultate.